Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc ca de fiecare dată că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate noutățile, toate informațiile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. 2024 este un an destul de dificil. Și spun acest lucru pentru că, iată, avem 4 rânduri de alegeri, 5 dacă punem și turul 2 al prezidențialelor, iar în această perioadă lucrurile se tulbură așa destul de mult dacă este să ne raportăm la toate mutările, transferurile politice ce au loc în această perioadă, inclusiv în județul Hunedoara, lucrurile se agită așa și se precipită destul de mult. Astăzi vedem care este situația și cum se văd lucrurile și de la București, iar invitatul meu de astăzi, prin intermediul online-ului, pentru că ne ajută foarte mult și ne-a ajutat întotdeauna și partea aceasta a tehnologiei, se află domnul Iulius Firțac, deputat din partea Uniunii Culturale a Rutenilor din România. Bună ziua, ne bucurăm să vă avem din nou alături. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fim din nou împreună. Cum spuneam puțin mai devreme, 2024 este un an destul de interesant. Deja luptele politice, să spunem, au început, cel puțin în teritoriu, dar dacă este să tragem așa cu ochiul și ce se întâmplă la nivel central, lucrurile nu par deloc liniștite. În ceea ce vă privește, sunt liniștite lucrurile sau deja se agită și în ceea ce privește minoritățile din România? Acum, agitația poate să fie de două feluri, poate să fie pozitivă sau poate să fie negativă. Dacă luăm sensul de activitate și acțiune, într-adevăr și la noi, la Uniunea Culturală a Rutenilor din România, am avut parte de acțiune, am avut parte de agitație, în sensul în care în acest prim trimestru am avut alegeri în fiecare filială, am ales conducerile fiecarei filiale, iar în zilele trecute am avut la Deva, în weekendul trecut am avut la Deva adunarea generală a Uniunii Culturale a Rutenilor din România, care adunare generală a avut ca scop darea de seamă pentru mandatul 2020-2024, alegerea conducerii pe 2024-2028, stabilirea candidaților pentru alegerile din acest an, alegerile locale și alegerile parlamentare. Asta a fost activitatea care a încheiat trimestrul întâi din punct de vedere, să spunem, electoral. În ceea ce privește candidații, ați reușit să identificați, să stabiliți și la nivelul județului Hunedoara, de ce nu, dar și la nivelul întregii țări până la urmă, pentru că reprezentați minoritățile din întreaga Românie. Da, așa este. Avem consilieri locali în 4 județe, în județul Hunedoara, în județul Arad, în județul Maramureș și în județul Suceava. Și în adunarea generală am votat mandatarea, împuternicirea conducerii filialelor din aceste județe să stabilească singuri listele de candidați locali pentru consiliile locale în localitățile unde avem consilieri și unde avem comunități. Astfel, cei aleși în fruntea filialelor, conducerii filialelor, vor stabili în baza analizei pe care ei o fac acolo în comunitate cine vor fi candidații. Pentru alegerile parlamentare, Uniunea Culturală a Rutenilor din România a venit cu o listă, la fel ca în toți ceilalți ani. Eu am fost propus primul pe listă și mai sunt alături de mine pe lista de candidați încă 5 persoane și adunarea generală a votat ca această listă cu mine pe primul loc să fie lista cu care Uniunea va merge la alegerile parlamentare din decembrie din acest an. Deci veți fi sau veți mai candida pentru că un mandat în Parlamentul României. Vă întreb acest lucru pentru că au mai existat voci care au spus că Iulius Firțac va merge și va candida pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie. Nu e cazul de așa ceva. Acum vă spun că este o glumă. N-au fost discuții în acest sens. În schimb, ceea ce pot să spun, și poate că și cei care s-au gândit la o astfel de candidatură au discutat cu mine și au văzut activitatea intensă pe care o am în plan internațional ca membru în Parlamentul României,
reprezint România în foarte multe evenimente peste graniță. Sunt reprezentantul Parlamentului în Adunarea Parlamentară Internațională pentru Toleranță și Pace, în Consiliul Global pentru Toleranță și Pace. Am fost prezent la întâlnirile pe care le-a propus Comisia Europeană pentru bugetul viitor al Uniunii Europene și voi merge în luna aprilie la Paris ca membru în Comisia pentru pregătirea aderării României la OECD. Discutând cu cei din jurul meu despre aceste multe activități și relații externe pe care le am și vizita ultima pe care am făcut-o la Parlamentul din Irlanda, poate că s-au născut idei că aș putea să fiu candidat pentru astfel de funcție. Nu e cazul acum, dar recunosc că în viitor, cine știe cum merg drumurile, poate că ar fi interesant o astfel de candidatură, dar, repet, nu este cazul acum. Am stabilit cu Uniunea Culturală a Tinerilor din România, sunt candidat pentru Parlament în mandatul din ce va fi ales în 2024, în decembrie. Dar având în vedere activitatea pe care o aveți dincolo de granițele țării, să înțeleg că nu excludeți totuși în viitor și o astfel de candidatură. Știi cum este? În politică nu se spune niciodată, niciodată. Deci nu se știe ce ne rezervă viitorul. Așa este. Poate. Și până să vedem ce ne va rezerva viitorul, cred că ar fi bine să dezbatem așa puțin ceea ce se întâmplă acum în prezent în România și spuneam puțin mai devreme că lucrurile au început să se agite foarte mult din acest punct de vedere. Alegeri locale, alegeri europarlamentare, iată, în data de 9 iunie vor avea loc, după multe discuții și multe contre, să spunem, între principalele partide din România. Unii au fost de acord, alții ar fi exclus din start comasarea alegerilor, dar iată că lucrurile au fost stabilite deja și vedem ce se întâmplă și în ceea ce privește cele două mari partide care s-au aflat și se află cel puțin în teorie în continuare în coaliție PSD-PNL. Aici lucrurile sunt destul de învolburate pentru că unii dintre ei și-ar dori anumite funcții, alții își doresc să fie candidați, dar iată că unii chiar renunță și am văzut chiar ieri numărul 1 de pe lista PSD-PNL pentru europarlamentare a renunțat la această propunere și nu va fi candidat. Sunt destul de multe necunoscute încă, să spunem, între PSD și PNL. Da, așa este. Acum vreau să încep discuția legată de comasare și de agitația de pe scena politică cu o remarcă legată la activitatea electorală a Uniunii noastre. Noi suntem o organizație care reprezintă interesele comunității de rutem din România și nu facem alianțe politice cu niciun partid. Unde avem comunități suficient de compacte, unde să putem să susținem un consilier, doi, poate chiar trei consilieri locali, ne depunem candidatura singuri și bineînțeles că facem tot posibilul pentru ca acești consilieri să fie aleși. Nu încercăm și n-am încercat niciodată să fim balama și să ajutăm, să fim picătura care umple paharul, să ajutăm vreun partid politic sau altul. Fiecare partid știe propriul traseu în ceea ce privește lupta dintre partide și discuțiile legate de comasare. În schimb, ceea ce a fost foarte important în decizia pentru comasare este ideea, dorința ca implicarea actorilor politici din partidele importante pro-europene, și aici putem vorbi astăzi de PSD, PNL și Dreapta Unită, implicarea lor în alegerile locale să se transmită și în alegerile parlamentare și practic partidele extremiste care sunt prezente astăzi pe scena politică să facă un procent cât mai mic. Sunt ferm convins că numărul absolut de voturi pe care aceste partide le-au nu este unul semnificativ, dar dacă prezența la vot va fi scăzută, ponderea, procentul pe care el îl au poate să fie unul important. Și noi trebuie să înțelegem, nu doar ca imagine publică în Europa, ci noi ca cetățeni ai României, pentru viața noastră, că drumul euroatlantic al României este singurul drum bun, este cel care ne garantează o viață și un trai așa cum ne dorim pentru noi și pentru copiii noștri. Și cred că cu această comasare va aduce acest rezultat. După decizia de comasare, într-adevăr, așa cum a spus,
negocierile pentru funcții și pentru poziții sunt cât se poate de ascuțite, supărările și frustrările, am văzut și zilele trecute, pot să fie mari, dar este foarte important că pe scena politică se discută doar în această linie a apartenenței la spațiul euroatlantic și al alegerii de soluții bune administrative, nu de a veni cu soluții de a vota contra, împotriva ceva rău, ci cu candidați și cu propuneri pozitive. Asta este concluzia mea până astăzi. Deși, conform unor sondaje realizate la nivel central, chiar ieri vedeam, am văzut în presa centrală, foarte mulți, cel puțin dintre tineri, ar vota, într-un procent foarte mare, ar vota împotriva cuiva și nu neapărat pentru unul dintre candidați, fie că vorbim de europarlamentare, parlamentare, prezidențiale sau locale. Un lucru care ar trebui să ne îngrijoreze, oare? Da. Asta este îngrijorător. Lucrul acesta ar trebui să-l ia în calcul politicienii în momentul în care își pregătesc campaniile electorale și își pregătesc promisiunile pentru alegători, dar și în momentul în care pornesc bătălii politice, pentru că bătăliile politice trebuie duse cu arme care să nu fie legate de populism, care să nu fie legate de extremism, și care să aibă implicare reală în viața cetățenilor. Cetățenii trebuie să înțeleagă că politicienii se luptă pentru binele lor, pentru o viață mai bună pentru ei și că ăsta este scopul lor și ăsta este planul lor. În momentul în care se duc bătălii false, se aduc în luptă arme politice extremiste și populiste, cetățenii simt. Și uite că, din păcate, așa cum spuneți, arată statistica că la nivel de electorat tânăr, din păcate, avem o intenție mare de vot negativ. Asta trebuie să dea de gândit candidaților de la toate alegerile din acest an. Tot folosiți acest termen extremist. Vă referiți la ce partid mai exact când spuneți acest lucru? Avem astăzi două partide mari și late în România care, din păcate, au un discurs public extremist. Vorbim de partidul SOS România și de partidul AUR, care, partidul AUR, încearcă încet încet să-și corecteze exprimarea publică, dar care, din păcate, la nivel de activitate parlamentară și la nivel de discuție individuală, în continuare nu reușește să vadă lucrurile cum trebuie. Deși prinde foarte bine la public, din ceea ce am observat în ultimele luni, să spunem, lucrurile s-au schimbat și mulți dintre oameni se regăsesc cumva în discursul celor de la AUR. Ba mai mult decât atât, parte dintre membrii ai acestui partid spun și o declară vehement că ei nu sunt extremiști, nu sunt împotriva Uniunii Europene, și doar poate mesajul lor a fost greșit înțeles. Asta din declarațiile pe care dumnealor le-au oferit, chiar și aici, în platoul emisiunii noastre. Da, eu nu cred că a fost greșit înțeles. Atâta timp cât urli într-una la Uniunea Europeană și la NATO și de ce faci achiziții de armament când războiul este la graniță și cetățenii noștri din județul Tulcea tremură în fiecare seară când aud bombardamentele, nu cred că tu poți să ai un discurs public legat de achizițiile de armament. Nu cred că poți să ai un discurs public împotriva Uniunii Europene atâta timp cât tu ai 5 milioane de cetățeni români care lucrează în Uniunea Europeană. Câți cetățeni au plecat să lucreze în Rusia sau în Belarus? N-a plecat niciun cetățean să lucreze acolo. Deci asta înseamnă că ne dorim cu toții standardul de viață și stilul de viață din Uniunea Europeană. Sunt adevărat multe lucruri care trebuie corectate. Uitați-vă, de exemplu, la candidatura asumată pentru funcția NATO de către președintele României, Klaus Iohannis. O candidatură susținută puternic de țările din estul Europei, în condițiile în care există un candidat din Occident susținut de cele trei mari puteri din NATO. Dar Turcia și țările din estul Europei sunt alături de Klaus Iohannis. Și uitați-vă cât de elegant se poartă discuția și cât de elegant se poartă candidatura și faptul că poți să spui Occidentului că se pot face lucrurile și altfel și că trebuie să fie văzut și altfel estul Europei, fără să agiți lumea, că tot vorbeam de agitație la începutul emisiunii, fără să creezi emoții și sentimente negative și fără să îmbrăjbești
o categorie socială împotriva altei categorii sociale. Cred că se poate face politică și într-un mod elegant și fără populism. Și trebuie să urmărim cu atenție ce se întâmplă în această luptă, competiție politică, de exemplu, la vârful NATO, indiferent dacă vom avea câștig de cauză sau nu, cu atât mai mult dacă vom avea câștig de cauză. Modul elegant în care se stabilesc taberele și se poartă discuțiile fără ca lucrurile să derapeze. Un mod elegant la acel nivel, că dacă ar fi să coborâm așa puțin la ce se întâmplă la nivel local în România, mă refer în general în zonele acestea, lucrurile nu sunt la fel de elegante, cel puțin așa înțeleg unii dintre politicieni să se facă remarcați, să spunem, și mulți dintre, chiar și dintre hunedorenii care vor, își doresc poate un nou mandat în fruntea unei comunități, spun că se așteaptă la o campanie destul de acidă. Da. Mai prind aceste campanii? Că... Sunt, nu știu, într-o linie de normalitate a anului 2020? Eu personal nu cred că sunt într-o linie de normalitate și sunt curios cât câștig de cauză vor avea acei politicieni care vor duce astfel de campanii agresive, cu atacuri personale, poate cu minciuni, cu atacuri murdare, în loc să vină cu soluții, cu idei, cu planuri de dezvoltare a comunităților pe care își doresc să le reprezinte. Vom vedea ce va alege electoratul în acest an, pentru că este un an foarte, foarte important, cu foarte multe rânduri de alegeri și politicienii ar trebui să tragă multe concluzii după fiecare rând de alegeri. În ceea ce privește acest partid AUR, inclusiv la nivelul județului Hunedoara, unii dintre ei spun că așa le cam suflă în ceafă celor de la PSD și PNL în această perioadă și comasarea alegerilor a venit tocmai pentru faptul că cele două mari partide din România, care au deja notorietate și experiență în politica românească, s-ar teme de acest partid. Credeți că ar fi motive de îngrijorare din acest punct de vedere? Da. Așa cum am mai spus, într-adevăr, comasarea a avut la bază și acest gând de a mobiliza electoratul celor două mari partide. Exista riscul ca la alegerile locale cele două partide să se mobilizeze și după ce se văd aleși local cu saci în căruță, la alegerile europarlamentare să nu mai fie atât de implicați și să existe un anumit brod de frustrare și negativ al populației. Dar ieșind în comunitate și vorbindu-le despre alegeri și despre toate alegerile și locale și europarlamentare, există această speranță ca electoratul să înțeleagă că trebuie să meargă cu unul dintre partidele normale din România pe toate aceste linii electorale. Sondajele sunt sondaje și rezultatul alegerilor este un altul. Nu întotdeauna cineva care este supărat și spune la sondaj că da, mă duc să votez cu un partid extremist, chiar va face acest lucru și va merge la vot. O să vedeți că o să fie destul de mulți cetățeni care, din păcate, nu vor participa la vot. Și poate că în condițiile actuale înțeleg și decât să meargă să dea un vot negativ că este supărat pe partidele mari din România, mai bine stă acasă și nu votează. Deși nici asta nu este o soluție, dar decât să se exprime cu un vot negativ și să se adune voturi în rândul partidelor care n-au niciun interes în a sprijini viitorul euroatlantic al României, nu e bine să facă lucrul ăsta. Sondajele, statisticile, așa cum au spus și marile partide, sunt făcute pentru a echilibra campaniile electorale. Glumea, parcă zilele trecute, domnul președinte, domnul prim-ministru Marcel Ciolacu, glumea când lansa candidatul de la București și spunea: domnule, dacă ne luăm după statistici aici, după sondaje, hai să nici nu mai facem alegeri. Le facem sondajele și îl punem în funcție pe la care e în sondaje. Eu cred că cei care vor candida în județul Hunedoara, atât la nivel de UAT-uri, de orașe, de comune, de municipii, cât și la nivel de județ, vor fi atenți la aceste sondaje de care dumneavoastră ați spus și vor umbla printre alegători și le vor spune de ce și pe cine trebuie să voteze și care este direcția bună pentru România.
până la urmă oamenii vor fi cei care vor decide, îi vor asculta pe toți și bineînțeles vor decide cu cine își doresc să meargă mai departe pentru următorii 4 ani, 5 ani respectiv în cazul președintelui României. Cu siguranță sunteți la curent cu tot ceea ce se întâmplă și în județul Hunedoara și ați observat că în ultima perioadă foarte mulți primari liberali au decis să treacă la Partidul Social Democrat în condițiile în care în teorie, așa cum am spus și puțin mai devreme, între cele două partide există o alianță, o coaliție, cum vreți să o numim în această perioadă, dar iată că primarii liberali din județul Hunedoara au decis să treacă în tabăra PSD. Și în continuare, potrivit unor surse de încredere, ar mai fi, ar mai urma de fapt și alte astfel de transferuri, să le spunem așa. Bun, acum comentariile pe care le voi face, mă provoca asta, comentarii legate de scena politică de Județul Hunedoara, unde sunt în relații bune cu ambele partide, sunt făcute strict din punctul de vedere a unui cetățean născut și crescut în Deva, Județul Hunedoara. Și eu, ca alegător al Județului Hunedoara, nu văd atât de clar desenate lucrurile. Nu înseamnă neapărat că toate aceste transferuri vor avea câștig de cauză. Nu înseamnă că toți cei care se transferă vor câștiga neapărat, fiind candidați din partea altui partid, vor câștiga primăriile de unde sunt și unde au fost primari din partea altui partid. Nu înseamnă că toți care sunt primari în funcție își vor conserva pozițiile la primărie, ei și, bineînțeles, majoritatea din Consiliul Local. Dar vedeți că la alegerile locale, de cele mai multe ori, oamenii, cetățenii, aleg omul, nu neapărat partidul. Cel puțin acesta a fost trendul tuturor alegerilor, practic, alegerilor locale, mă refer. Da, așa este, dar să știți că întotdeauna poate să vină și un om din spate care pare că nu are șanse. Orașul poate că este un pic cam mare, dar vă dau exemplu Timișoara, unde a venit domnul Friț, fără nicio șansă, sondajele chiar și cu o zi înainte de alegeri, acum 4 ani de zile, îl dădeau câștigător pe domnul Robu și lucrurile s-au întors. Cu atât mai ușor este într-o comunitate mică să apară o lebădă neagră, așa cum spune teoria politică, și să răstoarne calculele hârtiei. Vă spun că nu vor arăta lucrurile 100%, deci dacă astăzi socotim toți primarii pe care le prezide în funcție plus cei pe care i-a transferat și va mai transfera, nu înseamnă că toți aceia vor fi primari PSD. Nu spun că îmi doresc să piardă vreunul sau să câștige cineva. Cel pe care și-l dorește fiecare comunitate, acela să fie câștigător. Doar că nu întotdeauna calculele de pe hârtie se potrivesc și cu cele de la piață. Discut cu fiecare dintre ei și sunt oameni cu șanse în toate bătăliile politice. Sunt câteva localități unde poate nu se poate schimba mult, dar sunt și multe unde se joacă. Să vedem și cum va fi această joacă și cât de dură sau liniștită va fi în următoarea perioadă. Aș vrea să discutăm puțin și despre importanța alegerilor europarlamentare, pentru că întotdeauna ele cumva au fost puse la coada clasamentului, deși cred că ar fi trebuit să fie în top aceste alegeri europarlamentare și foarte mulți români, cel puțin, hunedoreni, să ne axăm și pe ceea ce se întâmplă aici, nu dau o importanță atât de mare acestor alegeri. Ar trebui să cunoaștem poate mai bine ceea ce înseamnă un europarlamentar și care este activitatea și cu ce ne ajută de fapt pe noi să trimitem oameni în Parlamentul European? Da, așa este. Cred că ar trebui ca politicienii ce se găsesc pe listele de europarlamentari împreună cu echipele lor să meargă mai mult în teren și poate chiar și aleșii locali, primari și consilieri, să încerce să discute mai mult, să adune oamenii la întâlniri cu sutele, dacă se poate chiar cu mile, în care să se discute despre importanța alegerilor europarlamentare. În ceea ce privește viața noastră economică, apartenența la Uniunea Europeană și legislația europeană,
este esențială în influențarea direcției în care merge economia. Modul în care ne încălzim, modul în care suntem tratați ca și consumatori de produse alimentare, de produse financiare, de produse de turism, zboruri cu avioanele, transport, trenuri, infrastructura feroviară. Toate aceste aspecte care țin de infrastructură și de protecția consumatorilor, de mediu economic, sunt decizii care se iau la nivel european. Și atunci oamenii trebuie să înțeleagă de ce trebuie să avem acolo oameni care să spună care este specificul României și unde trebuie să insistăm mai mult și unde trebuie să implementăm mai repede anumite chestiuni. Sunt decizii importante care se iau la nivelul Uniunii Europene și pentru asta trebuie să avem oameni acolo care să cunoască realitatea de la firul ierbii din România și să aducă pentru România cele mai bune soluții și să adapteze în cel mai bun mod în România regulamentele și directivele europene. Așa adăuga eu să mai aibă și curajul necesar, să mai aibă și curajul necesar de a se opune atunci când unele decizii poate nu sunt potrivite și pentru România, pentru că fiecare țară, până la urmă, din membra Uniunii Europene are specificul său și poate nu toate se pot aplica la nivel unitar, lucru care s-a cam întâmplat și a stârnit destul de multe discuții pe aceste subiecte și recent îmi vine în minte acea problemă legată de eliminarea centralelor de apartament, lucru care a stârnit destul de multă vâlvă așa în ceea ce privește românii. Da, atenție, acea reglementare europeană nu este încă implementată, deci vom vedea modul. Mai avem o șansă. Implementarea în România și trebuie să înțelegem că acest lucru nu înseamnă că el se va face automat. Deci toți care au astăzi centrale trebuie să închidă centrala și să pună centrală pe bloc sau pe cartier. Nu. Soluția tehnică și randamentul maxim este într-adevăr și eficiența maximă este într-adevăr cu o centrală, cu o microcentrală de bloc sau de scară. Dar acest lucru nu se va implementa, repet, de mâine și atunci trebuie să vedem, aici intervenim și noi parlamentarii de la București, cum transpunem normele și legislația europeană, cum o transpunem în legile din România. Dar aici este un pic și, dacă îmi permiteți, fără a fi o acuză, este și modul de breaking news în care funcționează televiziunile din România. Ei o reglementare europeană care știi că are impact și are priză la public pentru că avem foarte, foarte multe apartamente în România care se încălzesc individual cu centrală pe gaz și atunci poți să dai, Uniunea Europeană ne impune așa ceva. Nu ne impuneți, spune că trebuie să avem în vedere că trebuie să facem trecerea treptat și să găsim soluții. Vrem, nu vrem. De exemplu, și eu la apartamentul meu din Deva, de pe Bulevardul Bălcescu, am schimbat centrala pentru că cea veche a ieșit din garanție, s-a stricat, nu mai producea căldură cu randamentul la care a fost ea prevăzută, sunt astăzi centrale mult mai bune din punct de vedere al randamentului și cea pe care am montat-o acum se va uza și va trebui să fie înlocuită. Și atunci noi trebuie să calculăm cum facem ca pe viitor, de exemplu, la scara mea de bloc, să punem cu toții mână de la mână și pe asociație să cumpărăm o centrală care să fie pe bloc cu, bineînțeles, contor de consum pe fiecare apartament. Cam în felul ăsta trebuie văzute și transmise către cetățeni informațiile, dacă vrem să nu-i agităm și să nu-i stârnim prea tare împotriva Uniunii Europene. Deci nu vrea nimeni din Europa să vă dea centralele jos de pe perete și să vă ia banii pentru încălzire și apă caldă. Aici este o problemă și de comunicare de cele mai multe ori, exact cum spuneați, pentru că informațiile nu sunt oferite clar, concis, ele de în anumite situații, să spunem, sunt distorsionate așa puțin și este firesc ca oamenii să se inflameze la auzul unor astfel de vești. Tocmai de aceea v-am și adresat această întrebare, pentru că deja sunt foarte mulți și hunedoreni care s-au arătat nemulțumiți de această decizie și iată că e bine să luăm informațiile direct de la sursă și să cernem noi până la urmă aceste lucruri. Sunt pregătiri
mari și pentru ceea ce înseamnă prezidențiale, un alt capitol destul de important, aș spune eu, după europarlamentare, ca să le luăm așa în ordine. Și aici bătălia va fi destul de mare. Deocamdată nu avem chiar toate datele, încă mai avem timp până când vor avea loc și aceste alegeri, dar în linii mari deja s-au cam arătat cei care își doresc să candideze pentru prezidențiale. Și acestea sunt destul de importante. Să știți că și aici mai am încă semne de întrebare. Nu cred că s-au arătat toți candidații. Cred că trebuie să așteptăm, spuneau domnii președinți Ciolacu și Ciucă la lansarea candidatului pentru București, că au nevoie de 2 săptămâni după alegerile locale ca să vină cu candidatul pentru prezidențiale. Eu aici am permis să-i contrazic, bineînțeles cu un ton de glumă, și să le spun că după summitul NATO din iunie, din Statele Unite, vom putea să discutăm concret despre candidații la prezidențiale. Vom ști și situația domnului președinte Iohannis și cred eu că după summitul NATO putem să discutăm despre candidații pe care îi vom vedea pe buletinele de vot la alegerile din septembrie. Vom, credeți că, nu știu, PSD-PNL va merge fie cu domnul Ciolacu, fie cu domnul Ciucă, poate în aceste alegeri? Sau vor avea un alt candidat? E foarte greu de spus. Din punctul meu de vedere, ambii președinți au calitățile și aturile ca să poată să fie candidați la prezidențiale. Conduc partidele mari din România, au o relație bună, normală și firească cu Uniunea Europeană și cu NATO. Mai mult decât atât, domnul Ciucă este printre puțini oameni din România care are linie deschisă cu primii 10 oameni din Statele Unite ale Americii, fiind și conducător al trupelor NATO pe diverse câmpuri de luptă. Domnul Ciolacu cu experiență politică uriașă la nivel național și la nivel european și relații puternice la nivelul Partidului Social, Partidul Socialist European, PSD-ului, și atunci în condițiile astea ambii sunt candidați eligibili, deci, din punctul meu de vedere cel puțin ca alegător, n-ar fi un vot negativ între cei doi. Ar trebui să aleg să văd care ar putea să fie mai bun. Dacă această coaliție PSD-PNL va veni cu unul dintre ei, asta înseamnă că ne vor lua nouă electoratului decizia de a alege între cei doi și ei, membrii de partid, vor decide prin negocieri cu care dintre cei doi vor veni în fața noastră la vot și vom vedea celelalte partide de pe scena politică cu ce candidați vor veni. Și mai există și scenariul unei candidaturi surpriză care poate să apară până la momentul alegerilor, până în vară. Există deja speculații cum că domnul Joan ar putea să fie și dumnealui unul dintre candidați, iată domnul Iohannis să meargă în fruntea NATO și domnul Joan să revină cumva în România și să fie candidat la prezidențiale. Credeți într-un astfel de scenariu? Nu pot să pun procente de succes pe fiecare scenariu, dar un procent, ca să lăsăm să existe în lista scenariilor posibile, este și ca domnul Joană să vină să candideze pentru președinția României. Și la fel, cum am spus despre cei de președinți de partide, cred că și domnul Joană are toate calitățile ca să poată să fie președinte al României și o alegere între toți cei trei ar fi și mai dificilă decât între cei doi. Și ușor, ușor ajungem și la alegerile parlamentare care vă implică în mod direct, pentru că spuneați sunteți numărul 1 pe listele din partea UCR, Uniunii Culturale a Rutenilor din România. Acest lucru cred că vă și onorează până la urmă, pentru că, iată, ați fi la al câtelea mandat? Al treilea mandat? La al treilea mandat în Parlamentul României. Să ne așteptăm și aici la campanii acide sau în ceea ce privește alegerile parlamentare, aici lucrurile sunt mai calme, să spunem?
în ceea ce mă privește pe mine personal, vreau să le mulțumesc membrilor Uniunii Culturale a Rotenilor din România și conducerii pentru încrederea pe care mi-au acordat-o pentru a candida la un al treilea mandat. Au fost foarte multe realizări pe care le-am avut împreună, pentru că nu se poate de unul singur. Eu mi-am făcut datoria acolo la Parlament, am reprezentat Uniunea cu succes în comisii importante din Parlamentul României, în organisme internaționale, în organizații ale tuturor minorităților, cum este, de exemplu, Consiliul Minorităților Naționale, unde ocup funcția de președinte a Comisiei Financiare a tuturor organizațiilor minorităților naționale. Deci, succesul avut în aceste două mandate m-a făcut să fiu din nou primul pe listă și Uniunea Culturală a Rotenilor să mă susțină pentru a fi deputat în mandatul 2024-2028. În ceea ce privește alegerile parlamentare, cred că ne putem aștepta la foarte multe transferuri și aici, așa cum am văzut la alegerile locale. Cred că și aici la parlamentare vom vedea foarte multe surprize și cred eu că cele mai multe surprize le vom vedea nu pe listele PSD și PNL, cred că cele mai multe surprize le vom vedea pe listele AUR. Acolo vor fi foarte mulți parlamentari care au umblat pe la mai multe partide. Clar vor încerca să câștige un loc eligibil pe listele AUR și este posibil să revedem în Parlamentul României parlamentari care n-au fost pe scena politică în ultimii 4 ani sau poate că în ultimii ani. Parlamentari care au fost poate de la PPDD, poate de la UNPR și de la alte partide care au fost trecătoare prin Parlamentul României. Nu știu dacă este un lucru bun sau dacă este un lucru rău, dar am impresia că pe listele AUR vom avea astfel de surprize. Da, în ultimele minute din această emisiune aș vrea să discutăm puțin și despre ce se întâmplă în imediata învecinătate a României. Mă refer aici și la Republica Moldova, la Ucraina, pentru că în continuare aici vedem zi de zi tragedii, vedem cum războiul nu pare a fi deloc aproape de final și să nu uităm, au fost alegeri și în Rusia, da, iată că aceștia și-au ales președintele țării. Au fost multe discuții. Acum, din presa centrală, vedem unele declarații. Dacă Rusia își va crea un coridor spre Transnistria, Republica Moldova nu va mai exista ca țară independentă. Sunt foarte multe declarații cu privire la acest subiect. Unele declarații cumva vizează și România. Sunteți cumva direct implicat pentru că în continuare și cunoașteți foarte bine ceea ce se întâmplă și în Ucraina. Care este opinia dumneavoastră cu privire la acest război și la declarațiile pe care, iată, liderul de la Kremlin le face? Ne afectează în vreun fel și pe noi ca țară? Ne afectează în mod clar și evident. Acum, primul lucru legat de Republica Moldova. Cred că poziția Republicii Moldova este complet diferită de cea a Ucrainei. Într-adevăr, Transnistria, care astăzi este deocamdată parte a Republicii Moldova, chiar dacă acolo există o oarecare separație, cred că acolo ar putea să fie o problemă. Și da, putem să luăm în calcul scenariul ca Rusia să vrea să înconjoare Ucraina și să aibă nevoie de Transnistria. Sper și cred că Republica Moldova nu va avea soarta Ucrainei și că lucrurile vor merge, vor funcționa altfel acolo, cu tot riscul pe care îl presupune Transnistria. Asta este situația Republicii Moldova, care cred eu că este o situație mult mai bună decât ceea ce se întâmplă în Ucraina. Unde? În Ucraina, din păcate, situația este foarte dificilă. Dacă Uniunea Europeană și Statele Unite nu deblochează în viitorul apropiat sprijin mult mai intens față de Ucraina, situația se poate agrava acolo. Trebuie să înțelegem că dacă se pierde un război acolo, se poate întâmpla ca lucrurile să devină mult mai rele și scenariile pesimiste să poată să fie puse în aplicare de către Rusia, unde numai alegere nu poate să fie numită
acțiunea care s-a întâmplat în, în weekendul trecut acolo în Rusia. Din păcate, asta este realitatea, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Nu este un model pentru cetățenii moderni ai Uniunii Europene și ai Statelor Unite și al țărilor dezvoltate, nici măcar pentru alte țări de pe mapa mond, unde se trăiește bine, unde există un standard de viață ridicat, Coreea de Sud, Japonia, Australia, toate acestea susțin războiul din Ucraina așa cum pot fiecare dintre ele și cu toți înțelegem că trebuie să spunem Rusiei că nu se mai poate să se facă politică și să se ducă astfel de campanii în anul 2024. Dar, repet, situația este dificilă și bătălia din Ucraina este una foarte grea. Într-un scenariu mai sumbru, să spunem, România ar putea fi afectată și mai mult, nu mă refer aici doar economic, ci și din alte puncte de vedere, ar putea fi afectată de acest război și de ideile pe care, iată, liderul de la Kremlin le tot are, așa, de la o zi la alta îi mai vin idei destul de sumbre. Da, acesta este un paradox al războiului. Într-adevăr, riscul este mare, faptul că războiul este la graniță, dar economic pentru noi nu a fost rău. Deci nu ne-a afectat în sens negativ existența războiului, ci doar din punct de vedere al securității, că au trebuit aduse mai multe trupe, că trebuie să investim mai mult în apărare și că trebuie să stăm tot timpul cu un ochi deschis și să vedem ce se întâmplă, să fim vigilenți, nu doar noi, ci toate statele NATO, dar noi în primul rând pentru că suntem la graniță cu războiul. Din punct de vedere al securității, într-adevăr, situația este foarte, foarte complicată, dar din punct de vedere economic, România nu a avut de suferit, dar nu putem spune că ne bucurăm că am avut o creștere economică pentru că există război. Creșterea economică trebuie să existe pentru că există dezvoltare și există planificare economică, nu pentru că există un război la graniță. Pentru că din punctul ăsta de vedere și Rusia funcționează pentru că a început să meargă morișca economică a războiului. Dar, repet, din punct de vedere al securității este problematic, economic nu trebuie să ne facem griji. Deși primim destul de des asigurări că fiind sub această cupolă a NATO, lucrurile nu ar putea să o ia razna totalmente în România și că suntem protejați din acest punct de vedere, chiar dacă unele scenarii arată că, sau așa să presupunem că am fi la un moment dat vecini cu Rusia, lucrurile îi cam înfioară așa pe unii dintre ei. Acum, ca să parafrazez o reclamă celebră, și fără să jignesc pe nici unii din membrii NATO, cred că suntem probabil cel mai de încredere partener de pe frontul de est al NATO. Timpul va decide până la urmă ce se va întâmpla și din acest punct de vedere. Mai avem, cred că, 2 minute din această emisiune și poate ar fi bine să, nu știu, să le oferiți și hunedorenilor și tuturor celor care ne urmăresc un mesaj cu privire la acest an 2024 și dacă ar trebui să fim mai liniștiți, poate după ce se vor încheia aceste alegeri sau lucrurile se vor liniști cu totul pentru că nu vom mai avea sau nu vor mai avea politicienii prea multe de spus în următoarea perioadă și atunci totul este bine și frumos, cu ghilimelele de rigoare, bineînțeles. Da, mă bucur că am această ocazie. Eu îi îndemn pe hunedoreni să comunice foarte mult în această perioadă cu toți candidații, cu candidații la europarlamentare, cu candidații la primării și consilii locale, cu candidații la Consiliul Județean și la președinția Consiliului Județean. Să comunice foarte mult, să pună întrebări și să caute proiecte, să caute planuri pe care aceștia le au pentru dezvoltarea comunității. Să nu cadă în plasa show-ului, ci să urmărească show-ul pe internet, pe canal, pe aplicațiile de social media și la televizor. Să încerce să interacționeze direct cu candidații și să le pună întrebări, să le ridice probleme concrete pe care ei le au la nivel de comunitate, la nivel de județ și poate chiar la nivel național,
chiar dacă vorbim de alegeri locale și europarlamentare, pentru că un europarlamentar, de exemplu, trebuie să cunoască și problemele naționale în momentul în care reprezintă interesele României la nivel european și trebuie să știe cum să adapteze politicile europene la specificul național. Deci rugămintea mea este să caute soluții, să asculte candidații care vin cu soluții, să le pună întrebări și să evite show-ul și politica populistă. Astea ar fi recomandările mele și rugămintea mea către alegătorii din județul Hunedoara. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi astăzi. Vă mai așteptăm, vă așteptăm și aici, la Devan, platoul emisiunii noastre. Sunt convinsă că vă veți face timp și veți fi și aici alături de noi. Mult succes vă dorim și să ne revedem cu bine. Vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi și astăzi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!